Bună ziua! Numele meu este Ioana Mașca, iar astăzi ne vom ocupa de divizibilitate, criterii de divizibilitate, cel mai mare divizor comun al numerelor întregi. Nu este o lecție așa cum v-ați obișnuit deja. Este mai mult o poveste. Un negustor grec avea trei fii. Cu lipă de moarte, el lasă moștenire celor trei copii ai săi, cele 19 cămile pe care le aveau. Dar le-au spus să le împartă în felul următor. Fiul cel mare să ia jumătate din numărul cămilelor, cel mijlociu 1/4 din numărul lor, iar cel mai mic o cincime. După moartea tatălui său, lor, cei trei feciori au încercat însă dar să împartă între ei cămilele, așa cum le lăsase cu limba de moarte părintele lor. Neizbutind unde să facă împărțeala, au cerut sfatul învățatului Pitagora. Astfel, Pitagora se duse împreună cu tânărul cel mare în grajd și îi dădu acestuia o cămilă, spunându-i că, acum dacă va merge acasă, va putea rezolva problema moștenirii fără nicio dificultate. Tânărul se dusese acasă, puțin adumerit, dar, ajuns în grajd, își dădu seama că acum avea 20 de cămile și totul se putea rezolva mai ușor. Haideți să vedem cum le-am împărțit. Deci, inițial, numărul cămilelor era 19. După cum știm, 19 este un număr prim. Fiul cel mare, haideți să notăm cu M, trebuia să primească 1/2 din numărul cămilelor. Fiul cel mijlociu să primească 1/4 din numărul cămilelor. Iar fiul cel mic să primească o cincime din numărul cămilelor. Bun. Am spus că inițial N era 19, număr prim. Dar, după ce au mers la Pitagora, N-ul nostru a devenit 19 plus 1, adică 20. 20 nu mai este număr prim și este posibilă împărțirea. Astfel, fiul cel mare a primit 1/2 din 20, respectiv 10 cămile, fiul cel mic 1/4 din 20, respectiv 5 cămile, iar cel mic 1/5 din 20, adică 4 cămile. Câte cămile sunt? 19. Deci au putut înapoi a lui Pitagora cămila pe care o luaseră împrumut pentru a putea face împărțirea. De mult, în Persia, trăia un șah foarte bogat pe numele lor său Shiram. Toate bogățiile lui însă nu reușeau să-i alunge plictiseala. Într-o zi, Shisadin Bahir, un brahman, a dus la palat un joc cu piese de lemn. Șahul nu se mai dezlipea de ele. De aceea, jocul i s-a spus jocul de șah, pe care îl cunoaștem și astăzi. Spune-mi, ce bogății voiești pentru acest dar minunat? L-a întrebat șahul pe Sisa, dorind să-l răsplătească. Nu-și cer decât atât. Pentru primul pătrat al tablei, 2 boabe de grâu. Pentru al doilea, 4 boabe. Pentru al treilea, 8 boabe. Și așa mai departe. Pentru fiecare pătrat, dublul numărului de boabe corespunzător pătratului anterior, a răspuns brahmanul. O, nimica toată s-a gândit șahul, dar mare-i fund mirarea când, încercând să-i satisfacă dorința, a constatat că toate bogățiile sale nu erau de ajuns să cumpere grâul cerut. Pentru că un spic de grâu cuprinde între 15 și 40 de boabe, iar greutatea dintr-un spic de grâu variază între 0,8 și 1,3 grame, haideți să vedem cum stau lucrurile. Avem tabla de șah. Pentru prima căsuță, brahmanul a cerut 2 boabe. Pentru a doua căsuță, brahmanul a cerut 2 la a doua boabe. Pentru a treia căsuță, 2 la a treia și tot așa mai departe. Pentru ultima căsuță a cerut 2 la puterea 64 de boabe. Pentru că, după cum știm, tabla de șah are 8 pătrate pe linie, 8 pe coloană, deci în total 64 de pătrate. Bun. Deci, avem așa. 2 boabe, cele 2 boabe pentru prima căsuță, plus 2 la a doua boabe pentru a doua căsuță, plus 2 la a treia pentru a treia căsuță, plus 2 la puterea 63
Pentru penultima căsuță și 2 la puterea 64 este datoria pe care trebuie să o dea regele Brahmanului. Haideți să notăm acest număr cu A și să încercăm să-l calculăm. Ce facem? Îl înmulțim pe A cu 2 minus 1. 2 minus 1, care practic este 1. Deci nu facem nimic. Astfel, A-ul nostru va fi egal cu 2 minus 1 pe lângă 2 plus 2 la a doua plus 2 la a treia plus puncte puncte plus 2 la 63 plus 2 la 64. Desfacem frumos parantezele, ținând cont de ordinea operațiilor și schimbarea de semn și avem 2 la a doua plus 2 la a treia plus, le punem întâi pe cele cu plus, obținute din înmulțirea cu 2 a fiecărui termen, 2 la a patra plus 2 la 64 plus 2 la 65, iar acum cele cu minus. Toate au semn schimbat. Minus 2, minus 2 la a doua, minus 2 la a treia și așa mai departe, până la minus 2 la 63. Minus 2 la 64. Observăm că toți termenii de aici și aici se reduc. Ceea ce ne rămân sunt doar aceștia doi. Adică 2 la puterea 65 minus 2. Aceasta reprezintă datoria pe care trebuie să o dea, datoria în boabe de grâu, așa cum e. Acum am spus noi, haideți să vedem, să ne întoarcem, să mai citim o dată problema, să vedem cum am spus. Să ne fixăm cum am spus. Am spus că un pic de grâu cuprinde între 15 și 40 de boabe, iar greutatea variază între 0,8 și 1,3 grame. Atunci, vom avea că greutatea unui bob de grâu variază între 0,8 supra 15, care este aproximativ 0,05 grame, și 13 pe 40, care reprezintă aproximativ 0,03 grame. Cum șacul nostru avea de dat 2 la puterea 65 minus 2 boabe, iar un bob de grâu, greutatea unui bob de grâu varia între 0,03 și 0,05 grame, vă rămâne vouă să calculați toată cantitatea de grâu pe care o avea de dat datorie și care e destul de mare. Vă mulțumesc!